Guarda, diciamo se intorci sugar. Ma adesso verifico. Sugar? Ho entrato da queste aici. Sugar? Nu e aici. Nici aici nu e. Nici măcar aici. Sugar, unde ești? Nu e muzan, nu te mai ascunde. Nu știu unde v-ați ascunsele. Oare unde ar putea fi Sugar? Nu prea înțeleg, unde s-ar fi putut duce Sugar? Sugar! Poate s-a dus până la acasă. Voi merge la Sugar acasă să o caut. Sugar? Mișa, ce cauți tu aici? Păi, mama de Sugar mi-a spus să am grijă de casă cât este plecată. Ok, și unde este Sugar Sprinkles? A, ea nu știu unde este. Am căutat-o peste tot. Peste tot? Nu, nu, asta nu e adevărat. Cum e posibil ca Sugar să nu fie la ea acasă? Nu știu, Blue, și eu sunt îngrijorată. Trebuie să o sun. Hai, răspunde, răspunde. Apelantul dumneavoastră are telefonul închis. Vă rugăm, lăsați un mesaj vocal. Da, Sugar, sunt eu, Blue. Te rog să-mi răspunzi cât mai curând. Vreau doar să știu unde ești. Bine, te pup, pa, pa. Oh, Blue, nu fi trist. Cu siguranță vom găsi pe Sugar. Te ajut să o cauți. Serios? Da, haide. Scuze. Nu nimic, hai. Desigur, în timp ce Blue venea să mă caute, Foxy m-a adus aia acasă. Cu siguranță, fraieri, te vor căuta aici. Te voi băga aici ca să nu te găsească. Mi-era frig, foame și sete și nimeni nu venise încă după mine să mă salveze. Dar eu speram că există o speranță să vină cineva și să mă ajute. Foxy probabil plănuia cum să mă distrugă, dar eu tot încă speram că Blue o să vină. Exact asta o să fac. Hai să vezi tu, Sugar, ce te așteaptă. Mi-era foarte teamă, chiar nu mai știam ce să mai zic, nu mai știam ce să mai fac. Dar Foxy pur și simplu m-a lăsat singură și eu am țipat după ajutor. Ajutor! Ajutor! Am strigat eu într-una, dar fără niciun efect. Blue și Mișa erau în căutarea mea. M-a căutat absolut peste tot. Și în cele mai necăutate locuri vreodată. Împreună au mers în tot orașul să mă caute. Au fost peste tot doar pentru a mă găsi. Absolut peste tot. Au mers prin toată România, dar fără sens. Eu de fapt eram chiar aici, în casa lui Foxy. Încă aveau o șansă să mă găsească. Așa că au continuat căutările. Dar eu totuși, până la urmă, eram doar în casa lui Foxy. Haide, Blue, să continuăm căutările. Blue, la un moment dat, a simțit ceva. Și eu la fel. Amândoi simțeam speranța, dar Foxy s-a întors. Gata, m-am gândit ce îți voi face. Te voi face de râs în fața colegilor. Ha, ha, ha. Nu era un plan chiar așa de malefic, dar totuși, după aia, eram de râsul clasei. Așa că, da, eu tot speram că o să vină Blue. Și așa cu Blue s-au gândit la un singur loc unde aș mai putea fi. Unde n-au fost deloc să mă caute. La Foxy acasă! Da! Of, ce fraier sunt eu, am uitat că nu-mi place deloc pe Sugar. Haide! Foxy, deschide ușa! E deschisă. Hai să tragem. Oh, nu, iar vin fraierii aia. Să mă prefac în două. Ce faci? Taci din gură. Foxy? Ce? Dormeam, scuze, ce s-a întâmplat. Știm că Sugar este acolo. Unde? Unde stai tu? Și știu că stai peste ea, așa că dă-te la o parte. Au! Nu poți da pe Sugar așa de ușor înapoi.
dacă o vrei, va trebui să o iei. Plecați acum, trebuie să-mi fac siesta. În niciun caz. Ah, bine. Dar, ca să iei înapoi pe Sugar, trebuie să spui un cuvânt foarte urât despre ea. Care? Ești cea mai urâtă de prin lume, Sugar. Poftim, nu poți să-i spun așa ceva lui Sugar. Ba poți, dacă vrei înapoi, dacă nu... Bravo ție, domnule. De ce-i stins lumina? Mi-e frică. Nu-ți fie frică. Oh, ce se întâmplă? Nu văd nimic. Exact. Nici nu trebuie. Trebuie doar să zici asta dacă vrei să aprind lumina. Oh, bine. Sugar este cea mai urâtă persoană de pe planetă. Oh, ei, iar s-a aprins lumina. Asta-i tot ce am vrut să aud. Sugar Sprinkles, din nefericire, este a ta. Bine, și unde este? Nu-ți spun, trebuie să-ți dai singur seama. Oh, nu, eram atât de aproape să o iau am înapoi. Oh, nu fi trist, Blue. O vom găsi noi. Cred că e aici. Să vedem. Au. Sugar, tu ești? Da, eu sunt Blue. Oh, super! Vino aici, mi-a fost atât de dor de tine. Mua. Și mie, Blue. Oh, Sugar, ești bine. Bine, eu plec, pa, prieteni. Pa, Mișa. Hai să plecăm de aici. Da. Mamă de Sugar, te-am căutat peste tot. Chiar nu mă gândeam că ești atât de aproape. Știu, e tare amuzant, nu? Credeam că nu o să te mai găsesc niciodată. Și eu la fel. Vrei să ne jucăm de vață ascunsele? Sigur. Hei băieți, am auzit că vă jucați vață ascunsele. Da. Putem și noi să ne jucăm cu voi? Sigur. Se pune Blue. Oh, bine, mă pun eu. Voi mergeți și ascundeți-vă. Ok. Unde să mă ascund? Mă voi ascunde aici. Nimeni nu mă va găsi aici. Unde să mă ascund? Știu, mă voi ascunde în asta. Nimeni nu o să mă caute aici. Unde să mă ascund? Unde să mă ascund? Mă voi ascunde aici. Perfect, nu o să mă caute Blue aici. Unde să mă ascund? Cred că mă voi ascunde aici. Niciodată nu o să mă caute Blue aici. Da, nu o să mă găsească deloc aici. 100, cine nu-i gata, le iau cu lopata. Bun, oare unde este Corgi? Să mă uit pe aici. Aha! Poftim? M-ai găsit? Da. 1, 2, 3, Corgi! După acea casă neagră. Ah! Haha, te-am pus, haha. Unde ar putea fi Purple? Lasă, mai bine o caut pe Larisa. Te ascunzi pe aici, Larisa. Oh, nu, să nu mă pună! Larisa! Ah, nu! 1, 2, 3, Larisa! Oh, de ce? Nu-ți voi spune niciodată unde este Purple. Cred că știu foarte bine unde îi place unui iepure să se ascundă. Într-un loc închis. Oh, nu, va găsi și pe Purple. Va câștiga. Să deschid asta. Poftim? Nu, Blue, stai, nu! 1, 2, 3, Purple. Ah. Bun, mai trebuie să o găsesc pe Sugar Sprinkle. Mă duc să o caut. Ok, Blue, dar să știi că e ascunsă foarte bine. Oh, nu, cred că vine Blue. Îl aud cum pășește. A trebuit să plec de aici. Oh, nu, Blue chiar vine. Ar trebui să stau ascunsă și după aia o să plec să-l pun. Mă ascund după aici. Dar de unde să știe că sunt aici? Ok, Sugar, nu te mai ascundești ca și prinsă. Sper că nu a răpit-o din nou Foxy. Ok, Sugar, nu te mai ascunde.
Desigur, între timp eu am ieșit din ascunzătoare și m-am dus direct să-l pun pe Blue. Venisem și eram gata să-l pun pe Blue. Când Blue a venit prin spatele meu și a încercat să mă pună el, dar eu eram înaintea lui și am spus clar: 1, 2, 3 pentru toată turma! Blue era cam trist pentru că trebuia să se pună din nou. Dar a meritat să se joace cu mine. Va continua.